trecerea de la un partid la altul. Nu intenționez să dau, să dăm nume, tocmai pentru anumita satisfacție domnului Cimbrea. Însă aseară am avut o discuție. Oamenii nu credeți că ar trebui să știe? Că spuneți hărțuire, spuneți presiuni, unde? Da, dar în același timp oamenii trebuie să înțeleagă că agresivitatea PSD nu are limite. Și noi vrem să protejăm, să sprijinim și să apărăm primarii și consilieri atât cât putem. Deci agresivitatea PSD nu are limite. Și nu este o agresivitate personală, cum am spus, este o agresivitate instituțională. De aceea, cu înțelegerea dumneavoastră, chiar nu vrem să-i expunem mai mult pe oamenii care nu au altă bună decât să-și servească interesul local cu dedicare. Dar și să aparțină PDL sau PNL. Ne puteți da exemple? Ce le spun? Exact cum am spus, prin instituțiile statului. Tocmai am prezentat mecanismul. Pot să o ia de la capăt. Numai cu ordonanța 28? Da. Deci sunt primari. Asta este un exemplu. Mai sunt controle de la instituțiile aflate în subordinea guvernului. Controle, hărțuiri, presiuni constante. Dar cel mai limpede instrument, și asta puteți să o verificați dumneavoastră, este această ordonanță 28. Dacă vă uitați pe alocările care fuseseră propuse și alocările care se vor face direct de la guvern. La propunerea, atenție, a președintelui și a aparatului său. Pentru că, din păcate, modul dictatorial este prezentat limpede de această manieră de a decide în Consiliul Județean. În loc ca aceste decizii privind alocarea fondurilor să se ia în Consiliul Județean, unde sunt reprezentanți de la toate partidele și cu argumente să gândim finanțarea cea mai corectă, sunt luate prin cursul președintele de Consiliul Județean. Prin adrese de la președintele Consiliului Județean. Dar tot prin care Consiliul Județean așa o să fie facet. Nu toate. Nu toate. Deci tot ceea ce înseamnă alocări și realocări se fac arbitrare de către președintele de Consiliul. Propuneri de alocări. Deci ce este fondul propriu al Consiliului Județean e una? Sunt două categorii de finanțări. Ordonanța 28 este cu bani de la Minister. Și, din păcate, această ordonanță a fost gândită de doamna Elena Udrea, care a folosit acest instrument ca un mijloc de a-și ține primarii atunci ai PDL de partea ei. Un mod de gândire deci, asemănător. Era din același partid atunci. Vreau să înțelegeți că suntem oameni raționali. Am fost împotrivă și atunci, suntem împotrivă și acum. Pentru că acela a fost un instrument de a-și ține prima în mână. Iar acum sunt două categorii de finanțări. Finanțările de la Consiliul Județean, finanțările de la Guvern. Cele de la Guvern prin ordonanța 28. Și propunerile pentru de localități care să primească bani, se face președintele Consiliului. Deci noi și doamna deputată discută despre exercițiul bugetului propriu al Consiliului Județean, unde nu putem spune, sunt discuții, chiar dacă nu de fiecare dată mulțumirile au existat, atât cât se poate echilibra într-un mod judicial, s-a făcut, spunea că se face. Noi discutăm de acele proiecte care intră într-o formă sau alta a avizării Consiliului Județean și unde se poate, fiind o linie directă de exercițiu al presiunii sau al lobby-ului, să fie favorizate anumite localități și de câte alte localități. Deci sunt primari de noștri care au primit anunțul că li se vor aloca bani de la guvern, iar pentru că nu reacționează, au fost anunțați că nu vor mai primi acei bani de la guvern. Strict prin decizia președintelui Consiliului Județean. La controle, când spuneți de controle, la ce controle vă referiți? Bunesc la primării. Instituțiile statului, de la mediul, de la muncă, de peste tot. Concluzia. Și dacă vă veți uita la frecvența acestor controle, veți vedea că este mult mai mare acolo unde sunt primari acelea.